Fluxul de turiști din județul Suceava, precum și comercializarea și consumul unor cantități de alimente de origine animală în ultima perioadă au crescut simțitor, astfel încât au fost intensificate și controlele realizate de către inspectorii DSBSA Suceava. Conform unui comunicat al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, aceste controle au fost întocmite în vederea prevenirii apariției cazurilor de toxinfecție alimentară și au urmărit respectarea condițiilor de igienă, a modului în care s-au depozitat sau transportat și s-au valorificat produsele lactate, dar și cele din carne. În scopul prevenirii toxinfecțiilor alimentare cu precădere în zonele de interes turistic, când fluxul de turiști în județ, precum și comercializarea și consumul unor cantități de alimente de origine animală crește considerabil, s-au intensificat controlele în vederea verificării respectării condițiilor de igienă, modul în care se produc, depozitează, transportă și valorifică carnea, produsele din carne, laptele, produse lactate destinate consumului uman, precum și alte produse de origine animală și non-animală. Total unități controlate în această perioadă, 351, din care 11 abatoare, 15 unități de producare a laptelui, 15 unități de procesare carne, carmangerii și măcelării 20, unități de procesare pește 1, unități de alimentație publică, restaurante, pizzerii, pensiuni turistice, agroturistice, baruri, fast food-uri, cantine, rulote, catering-uri, 92 de unități, laboratoare de bofetărie, patiserie 10, hipermarketuri, supermarketuri, depozite alimentare și magazine alimentare 77, piețe agroalimentare 8, brutării 6. În perioada sus menționată, luna iulie și august, s-au aplicat sancțiuni în total 18 în valoare de 120.800 de lei, din care 17 sancțiuni au fost aplicate pentru 15 unități de alimentație publică în valoare de 119.600 de lei. Printre principalele deficiențe, abaterea la normele de igienă, manipularea produselor alimentare de origine animală cu încălcarea normelor de igienă, etichetare, depozitare neconformă, funcționare fără obținerea documentului de înregistrare sanitară veterinară, o unitate. O amendă în valoare de 1.200 de lei a fost aplicată la marketuri pentru abatere de la norme de igienă, etichetare și depozitare. De asemenea, pe perioada control a fost sancționate un număr de 21 de unități cu avertismente. În segmentul controlului oficial privind sănătatea și bunăstarea animalelor, în scopul prevenirii apariției pestei porcine africane, medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au efectuat un număr de 29 de controle în trafic și în piețe comunale în scopul verificării respectării interdicției transportului autorizat de suine vii și a produselor de carne de porc, fiind verificate în total un număr de 304 autorizări utilitare și mijloace HIPO, aplicând un număr de 8 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.630 de lei, precum și două avertismente scrise. Au mai fost verificate de asemenea un număr de 8 exploatații cu mai mult de 5 capete de suine pentru respectarea condițiilor de biosecuritate și înmatricularea suinelor și nu au fost găsite nereguli majore. De asemenea, au fost verificate și 10 abatoare de capacitate mică și mare, tematica de control și bunăstarea animalelor înainte de sacrificare și au fost aplicate două sancțiuni contravenționare în valoare de 2.000 de lei. În paralel, în scopul prevenirii apariției pestei porcine africane, medicii veterinari oficiali din cadrul DSBSA Suceava au efectuat 29 de controle în trafic și în piețe comunale în scopul verificării respectării interzicerii transportului neautorizat de suine vii și a produselor din carne de porc, fiind verificate 304 autoutilitare și mijloace HIPO. Au fost aplicate 8 amenzi contravenționale în valoare totală de 6.630 de lei, precum și două avertismente scrise.